Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și pe Adopție a făcut o serie de precizări cu privire la cazul celor trei frați căutați de poliție de luni 14 octombrie, după ce a fost semnalată dispariția lor de la locuința din satul Sfânt Andrei Simeria. Astfel, după ce vor fi găsiți, minorii vor fi preluați de DGASPC Hunedoara pentru a li se asigura protecția necesară, precum și pentru a li se acorda toate serviciile de suport și consiliere în vederea depășirii momentului traumatic pe care l-au traversat. Poliția din județul Hunedoara continuă cercetările pentru identificarea celor trei minori dispăruți din localitatea Simeria, iar potrivit ultimelor informații au reușit să ia legătura cu tatăl copiilor, care a recunoscut că cei trei minori sunt cu el. Pentru confirmare, tatăl a postat online și un videoclip cu aceștia. În legătură cu cazul celor trei minori dispăruți din localitatea Simeria, polițiștii continuă cercetările în vederea identificării acestora. În cursul nopții trecute, polițiștii au reintrat în contact cu tatăl copiilor, cel care a și semnalat dispariția celor trei în data de 14 octombrie, și au fost obținute informații cu privire la faptul că cei trei copii s-ar afla alături de tatăl lor. În acest caz, continuăm cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a locației în care se află cei trei alături de tatăl lor și a luării măsurilor care se impun. Polițiștii nu exclud nicio ipoteză de lucru în acest moment și tratează cazul cu maximă prioritate. Și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a făcut o serie de precizări cu privire la cazul celor trei frați căutați de poliție de luni, 14 octombrie, după ce a fost semnalată dispariția lor de la locuința din satul Sfânt Andrei Simeria. Istoricul conflictului dintre părinți este unul vechi, existând nenumărate neînțelegeri privind modul de exercitare a drepturilor și obligațiilor părintești, fiecare având deschise pe rolul instanțelor în ultimii 2 ani mai multe procese prin care solicită stabilirea domiciliului copiilor la locuința proprie. Menționăm că timp de 10 ani părinții au locuit împreună cu copiii în Cluj-Napoca, iar între 2021 și 2022 în Spania, la Barcelona. În iunie 2022, tatăl a revenit în România împreună cu copiii. Ulterior revenirii în România a tatălui împreună cu copiii, între părinți s-au derulat o serie de procese civile și penale, atât în România cât și în Spania. Încă de la momentul notificării cazului și luării în evidența DGASPC Hunedoara, a dispus toate măsurile necesare asigurării protecției adecvate a copiilor, situația acestora fiind atent monitorizată de specialiști. Direcției. De asemenea, menționăm că în momentul localizării celor trei copii, aceștia vor fi preluați de DGASPC Hunedoara pentru a li se asigura protecția necesară, precum și pentru a li se acorda toate serviciile de suport și consiliere în vederea depășirii momentului traumatic pe care l-au traversat. Se menționează în informarea oficială publicată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.